Această carte mi-a plăcut pentru că am învățat cât de important este să fii prietenos, să-i ajuți pe ceilalți din jurul tău, chiar să respecti și să ai grijă de sănătatea ta. Citind cartea, am simțit tristețe, dar și bucurie pe alocuri. Mi-a plăcut foarte mult. Din textul citit am rămas cu ideea că nu contează cine e sau cum arăți, atâta timp cât cineva te iubește, și am mai reținut și cât de importante sunt relațiile între membrii familiei. Dacă ar fi posibil, aș alege să introduc un personaj nou, numit Bunicuța Șmecher. Oare vă gândiți, ce o să facă această bunicuță? Ei bine, această bunicuță o să exploreze toată țara împreună cu Andy și Terry. Dar ei o să aibă grijă de natură și mai ales de copacul lor. Eu am descoperit citind cartea aceasta că trăiește un condor și am mai descoperit și că cu puțin ajutor de la prietenii tăi poți să faci tot ceea ce îți propui. Am recomandat această carte pasionaților de spațiul cosmic și tuturor prietenilor mei, deoarece tema acestei cărți este prietenia și familia.